La Câmpul Lung devenise o tradiție premierea cuplurilor care împlineau 50 de ani de căsnicie de dragobete într-un cadru festiv. Anul acesta, 23 de perechi ar fi trebuit premiate pentru longevitate, dar pandemia de coronavirus a făcut ca acest eveniment să nu se mai poată desfășura, astfel că primarul Elena Lasconi a luat decizia de a merge la casa fiecărui cuplu pentru a-i felicita și pentru a-i premia pe soți. Fiecare pereche a primit un buchet de flori, o sticlă de șampanie, o diplomă și suma de 400 de lei. Asta e șampania pe care sper să o beți împreună, da? Aceasta este o diplomă de fidelitate. Și aici este un clip cu 400 de lei. M-am gândit, noi voiam să facem un cadou, dar este mai bine vă cumpărați dumneavoastră ce vreți. Vă rog, mulțumim. Putem să-l donăm cuiva. Da, dar după ce-l primiți. Așa. Nu, dar nu trebuie să-mi-l arătați. Lăsați-l, ca să-i ne importa. Păi cum ajunge unde gândim noi? Haideți să facem așa. Așa. Mulțumim. Vă rog, ziceți-mi, care e secretul, doamne? Eu nu știu ce să spun. Care este secretul? Compromis. Deci e greu să trăiești tu cu tine. Apoi să trăiești 50 de ani cu cineva. Nu, e greu dacă vrea unul. Compromis întotdeauna și înțelegere. Uitați, doamnă, sunteți frumoasă. Uitați ce o frumoasă aveți. Vreau să vă zic la mulți ani. Mulțumesc. Să fiți sănătoși. Și să da domnul încă 50 de acum acolo. Domnul doctor, care e secretul? Care e secretul? Asta e diploma de fidelitate, o șampanie pe care sper să o beți împreună. Și acum pregăteam, făceam niște moldeie acum. Foarte bună, aveai preferatul meu. Da. Și un plic pentru dumneavoastră să vă luați ce vreți dumneavoastră, frumos. Și să fiți sănătoși, asta vă doresc. Mulțumim. Dar care e secretul? Care e secretul? Ziceți-mi și mie. Secretul? Mâncăm bine. Bine. Dar cum de ceva? Nu trebuie să mă serviți cu nimica. Acțiunea primăriei a fost apreciată de cuplurile aflate la nunta de aur, iar primarul Elena Lasconi consideră că, datorită lor, a putut afla secretul longevității relației. Potrivit acesteia, punctul comun al fiecărui cuplu a fost iubirea. O jumătate de veac, 23 de cupluri au fost. M-am bucurat foarte, foarte mult. Am vrut să-i surprind acasă și m-am gândit că e și un mai bine așa, pentru că e vorba de pandemie și să nu chemăm atâția oameni la primărie. Pentru că ar fi fost 46 care ar fi trebuit să vină și m-am bucurat foarte mult, am fost foarte impresionată, au fost multe lacrimi, să știți, acum am nimerit... mulți bărbații. Da, au fost multe lacrimi, am văzut un domn care plângea de emoție, o doamnă când m-a întâmpinat m-a luat în brațe și a început să plângă pentru că soțul are o problemă la picior și se operează la picior și era singură. Și eu am venit să îi felicit și mă bucur, mi se pare fascinant. Care-i secretul? Mi s-a spus, să știți... I-ați întrebat pe toți, da, dumneavoastră pe toți, ați aflat? Da, ne-au spus toți că au fost și zile bune și zile mai puțin bune, dar că se fac și compromisuri, dar compromisurile trebuie să fie mărunte. Și că iubirea e principalul liant și m-am bucurat, am văzut unii erau cu nepoții, alții cu fotografiile cu nepoții, deci e foarte fain și am postat pe Facebook, am făcut o postare și mi-a scris mama, zice, știi că și noi împlinim anul ăsta 50 de ani de căsătorie și m-am bucurat foarte mult și vreau să le zic la mulți ani și alor mei, dar nu știu dacă văd Mușcel TV și... Clar TV, dar mă bucur. Până la urmă, cred că lecția cea mai importantă pe care o avem în viață este lecția iubirii. Știi că a doua poruncă din Biblie, iubește-ți aproapele și mă bucură foarte tare ziua de azi. Chiar sunt foarte emoționată. Această frumoasă activitate a generat multe emoții și bucurie printre cuplurile premiate.